Autoritățile informează că până pe 12 septembrie se desfășoară o nouă etapă a activității de dezinsecție. De această dată sunt vizate toate instituțiile școlare din Medgidia, alături de spațiile verzi de pe domeniul public. Acțiunea a început cu grădinița Ion Creangă din municipiu. Începem acțiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în unitățile de învățământ. Sperăm să nu avem probleme cu vremea. Vom relua și acțiunile de dezinsecție pe domeniul public în orașul Medgidia și sperăm să ducem la bun sfârșit această acțiune de dezinfecție împotriva țânțarilor, omizilor și altor vectori de disconfort. Dezinsecția se va efectua prin pulverizare de soluție lichidă cu utilaje portabile cu scopul combaterii insectelor adulte și insectelor care pot apărea în spațiile închise. Produsele utilizate nu pun în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii. Sunt aprobate de Ministerul Sănătății, nu prezintă un pericol pentru populație și fac parte din grupa a treia de toxicitate. După finalizarea dezinsecției în toate unitățile de învățământ, dacă vremea este favorabilă, societatea contractată de primărie va mai efectua o dezinsecție și pe domeniul public. În acest context, autoritățile sfătuiesc apicultorii din municipiu să ia toate măsurile necesare pentru ca albinele să fie protejate în perioada desfășurării acțiunilor.